Salutare, dragele mele, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu de YouTube. Deci, astăzi o să avem un video mai special dedicat în mare parte mireselor sau viitoarelor mirese și vreau să vă arăt o idee cum puteți să păstrați buchetul de mireasă sau care rămâne de la cununie sau de la înscriere. Fiecare adică face acest eveniment cum dorește. Și eu astăzi, cum am spus, o să vă arăt o metodă cum să păstrați acest buchețel și ca să nu-l aruncați și ca să vă rămână ca o memorie frumoasă. Eu astăzi o să vă arăt cum să-l păstrați și o idee, o să fie o idee așa mai neobișnuită, poate pentru cineva este cunoscută, poate pentru cineva o să fie ceva nou. Și deci, la început o să vă arăt de ce materiale o să avem nevoie pentru ca să îndepliniți această idee și o să vă arăt ce materiale o să folosesc eu. Aceste materiale nu o să fie standard, puteți să le schimbați și să utilizați și altele care vă place. Deci, eu pentru ideea mea o să utilizez așa o ramă mare, sper că se vede, nu prea încape în camera mea. Este mărimea, este notată 40 pe 50, dar precum vedeți are și rama aceasta albă care înăuntru. Deci eu pentru mine încă mi-am imprintat numele deja două date, dar cred că o să o folosesc numai pe prima. Mi-am ales așa foi, sunt cam grosuțe, este așa un carton. Ce ține de culoare încă nu m-am decis, dar cred că o să aleg ceva roșu sau bordeaux sau de ce nu și acest roz și vreau să vă arăt buchețelul meu. Nu l-am uscat așa într-o carte ca să nu devină plat, l-am uscat așa, l-am lăsat liber. Printre ele au mai fost flori care s-au mucegăit din păcate și le-am aruncat, dar destul de pufos, să-i spunem așa, a rămas. Și asta este buchețelul care l-am legat la marturii noștri și deja buchețelul la mire. Dar voi, dacă doriți, puteți să le uscați în carte, să rămână așa mai plat, să fie așa mai plat, dar eu cred că așa mai pufos este mai ok, fiindcă rămâne un volum așa frumos. Eu am mai făcut așa un model, le-am postat și pe Instagram-ul meu, dacă doriți puteți să intrați și să vă uitați cum arată prima mea idee. Buchetul tot este creat de mine și la ideea care am făcut-o și acest buchețel tot eu l-am creat. Deci, și pe lângă toate aceste materiale, eu o să mai folosesc și o așa o oață aurie subțire pentru a lega buchețelul ca să fie stabil amplasat pe această ramă. Și pentru fundal, cred că o să folosesc așa o foaie bejă. Este un format foarte mare, nici nu încape în cameră. Și din bucata aceasta mare o să-mi tai o bucată de care am nevoie. Deci, mai întâi de toate, o să începem cu ramă. O să scot această ramă din peliculă. La foaia aceasta o să măsurăm mărimea de foaie care este nevoie. Cum am spus mai înainte, o să o tai din foaia aceasta bejă, fiindcă, precum vedeți, nici aceasta nu este un alb pur, rama este așa parcă un alb mai, și rama chiar este așa un alb mai spre bej. Deja asta o să este albă și cred că alb cu bej o să se potrivească de minune. Eu am ales un bej și foile acestea le-am ales roșii așa într-o gamă ca să fie într-o gamă cu buchețelul. Mai întâi de toate o să tăiem mărimea, o să luăm și buchețelul la o parte. Și la început de toate o să tăiem bucata de foaie bejă pe care avem nevoie. Deci acum o să trecem la decuparea părții acestea care avem nevoie pentru rama noastră. Asta să-i spunem că o să fie ca o talpă pe care o să fie amplasat buchețelul nostru. Deci și
punem asta, uitați-vă ce de frumos se combină bej cu alb și deja o să luăm și rama să vedem dacă mărimea este. Mărimea a coincis, dar cred că foaia aceasta albă, eu o să o înclei de ramă, de rama aceasta, cu lipici dublu și așa o să fie împreună și o să fie ca o talpă mai groasă. Cred că asta o să las pentru final, pentru că înainte de asta mai am să decupez toate aceste inițiale cu mâna și o să văd care culoare este mai ok. Mai întâi de toate o să trec la decuparea acestor inițiale, după care o să... fiindcă aceste inițiale ocupă cel mai mult timp, precum eu le decupez cu mâna, după care o să trecem la amplasarea buchetului să vedem cum să-l amplasăm plus minus. Pez textul de care am nevoie și cu lipici din hârtie o să înclei toate inițialele aici și o să le decupez cu acest cuțitaș mic cu care decupez eu de obicei. Dragile mele, eu am mai recapitulat încă o dată aranjarea acestui buchețel și m-am hotărât să-l dau până mai în jos, adică tulpina practic să fie mai în jos și mi-am imprimat încă o dată inițialele mele de care am nevoie, puțin mai micuțe, așa o să pot să le pun ambele aici și deja data tot așa dedesubt și o să fie mai frumos. Iată, așa ceva o să le amplasez, adică mai sus aici, aici și așa o să fie o compoziție așa mai uniformă. Deci eu acum o să trec la decuparea, precum am spus mai înainte, și deja o să mai vedem cum se aranjează la final. Deci, dragile mele, iată eu așa am încleiat această foaie care o să o folosesc ca maculator și deja am ales bordoul și roșu. Mă gândeam la început să le aleg pe aceste două, dar este un contrast foarte mare între ele, dar așa roșu și bordoul ăsta cred că o să fie destul de ok și deja acuș le decupez. Deci, dragile mele, iată am și decupat numele, deja s-a primit așa, prima literă este aparte și deja restul este așa unit și data este aici sus, trebuie să pun așa să se vadă, data, deja îmi rămâne să tai numai punctușoarele astea mici pentru I. Și așa o să fie gata. Deci acuș, mai întâi de toate, o să înclei foaia aceasta albă de foaia aceasta galbenă, precum am spus, ca să fie baza aceasta mai tare. După care o să stabilim buchetul, ca să fie stabil pe această foaie. Cum am arătat de la început, o să-l leg cu ața aceasta așa aurie și după asta o să aranjăm și toate datele pe care le avem. Iată așa, dragile mele, am făcut o aranjare, am pus tot cum consider că o să fie etapa finală și în loc deja de litera și am pus o inimă și deja această ramă albă, precum am spus, am încleiat-o bine și pentru moment o să las așa buchețelul stabil și o să-mi însemn cu creionul unde vreau să fac niște găurele pentru a stabili bine buchetul. O să dau asta mai în sus și o să vă arăt cum o să fac. O să-mi pun iată aici niște puncte pe unde o să scot ața cu care o să leg buchețelul. Și cred că o să pun și aici sus să fie mai stabil. Și deja ăsta cred că o să-l pun numai cu așa o ață mică. Și deja ăstea o să le mai pun, cred că, așa, mai drept și tot așa o să le pun în două oațe. La început mă gândeam să scot acest stativ, cred că aici,
dar nu prea îmi... Ah, super! Acest stativ eu l-am pus ca să se țină de haină, dar acum pot să-l scot, cred că nu o să mai am nevoie de el. Așa. Și aici tot așa. Aceste stative le găsiți, eu le-am găsit pe AliExpress și mi-am luat câteva și iată mi-au prins bine și pentru buchețelul meu. Și deci o să fac, o să înlătur toate. Oh, aveți grijă că floarea este foarte uscată și se scutură mult. Deci o să le dau puțin așa la o parte, să văd unde să fac găurile și găurile o să le fac cu cuțitașul. Deci iată așa am făcut găurile cum mi-am semnat cu creionașul și acum o să iau ața asta a mea subțire și o să o îndoi în două ca să fie mai groasă și deja am să o scot prin găurile astea care mi le-am făcut. Deci, iată, vreau să vă arăt că am finisat etapa, am pus toate ațele și acum o să încep a lega fiecare element la locul lui. Deci, o să începem cu buchetul acesta mare, o să pun așa unde am însemnat și o să fac câte un nod la fiecare loc ușor. Și o să trec la următorul. Așa, cred că o să-l pun ca să pot să pun ațele astea așa printre flori ca să se țină mai bine. Am finisat cu buchețelul acesta și deja îmi rămâne numai aceste două buchețele. Deci, iată și așa, am finisat. Uitați-vă ce de drăguț s-a primit și ce de frumos. Nu am răbdare mai repede să o pun în ramă. Și deci, următoarea etapă o să fie ca să încleiem toate literele care le-am tăiat, cuvintele. O să-mi fac niște însemnări cu creionul ca să știu unde le voi pune. Și dublu, cred că la etapa asta nu o să mă opresc. Iată, dragile mele, eu deja am început a aranja și deja a încleia. Și deja am trecut la al doilea nume. O să fac așa ca un cerc, o linie, așa. Sper că este ok. Așa. Eu practic toate numele deja le-am încleit cu lipici dublu, așa. Și îmi rămâne numai să le înclei. Și o să-mi fac așa o linie. Ca să știu să mă orientez. După care am să o pot șterge. Deci, iată, o să am plasez, cred că iulie, așa, mai la mijloc. Așa. Pun iul. Doiul eu așa l-am pus plus minus, dar nu l-am apăsat ca să se încleie bine. Și deja
Acum și o să văd cum să le amplasez ca să fie un echilibru între ele. Iată cam așa. Și uitați-vă ce drăguț se primește. Și deja o să le înclei. Deci, dragile mele, uitați-vă ce de frumos s-a primit. Chiar sunt foarte satisfăcută de rezultat. Și puțin buchețelul cam s-a îmboțit. De asta poate e mai bine de uscat în carte ca să fie puțin mai plat. Dar cred că asta nu este o problemă. Și uitați-vă ce de... Adică ce de finuț arată aceste ațe aurii. Puteți să folosiți chiar și ață galbenă. Eu, practic, cum v-am spus de la început, culorile le-am ales ca să fie ce este și în buchețel. Și normal că buchețelul poate nu arată așa cum când este viu, dar uitați-vă ce de drăguț chiar s-a primit. Și chiar dacă au căzut aici niște flori, cred că pe parcursul o să mai cadă, dar asta nu este nimic grav. Și deci, dragile mele, vreau să vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Nu uitați ca de obicei să dați un like acestui video, să mă susțineți dacă, bineînțeles, dacă doriți. Și dacă aveți ceva întrebări referitor la materiale sau la ceva detalii ce ține de această lucrare și de acest video, vă aștept cu drag în comentariu. Și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe clopoțel ca să nu ratați noutățile de pe canalul meu. Și, cum v-am mai spus înainte, nu ezitați să intrați și pe Instagramul meu, acolo mai am și alte lucrări ce ține de așa gen, de așa tip. Pentru mine asta este o lucrare mega melancolică, nu știu de ce, fiindcă este ca un suvenir și mereu când te uiți la el îți aduce aminte de cele mai frumoase momente din viață. Dar să nu ne întristăm, să nu fie o melancolie mai mare. Și, dragile mele, vă mulțumesc încă o dată și vă pup și ne vedem cu mult drag data viitoare. Pa, pa!